Salutare tuturor, ce faceți fraților? Mai avem 3 zile din luna decembrie. Este marea mea satisfacție. Am ajuns în Brașov. Da, avem 2 zile de stat aici, după care ne întoarcem în București să petrecem anul nou acolo. Am ajuns la hotel. Intră și vezi de dacă ne dă camera de acum sau ne dă mai târziu. Ok, hai să vedem. Bună. Avem și noi rezervare. Deci am lăsat bagajele la hotel pentru că acum este ora 1 și putem să o luăm în primire abia în jurul orei 14. Mergem să mâncăm și să vedem ce mai putem face pe aici, prin Brașov. Cât timp n-am mai fost noi în Brașov? 10 ani. 10 ani? A, nu mă mai țin minte când te strigam pe aici. Da, Danielo! Danielo! Era mic, rău. Am fost la predar și avem. Era aici un restaurant mișto. Doamna? Da, mă, era Il Calcio. Nu Il Calcio, altfel se numea. E ăla cu glasvanduri. Deci cam așa arată. El este Mihai. Ce ții, doamne? E supă? De cepuță. E supă de cepuță? Da, prețul un pic cam mare aici la restaurantul ăsta, cum se numește prea mea? Restaurantul Habana, așa se numește. Sper ca mâncarea să fie pe măsură. În jur de 30 de lei ca în fiecare zi. 22, 4. Merge. Parfurile, da, într-adevăr, sunt niște. Supa, merge. Așa i-aș da un 6, 7. Așa nu-ți place? Nu mă duc pe spate. A venit și felul 2. Mihai, cum e cărnița? Bună, nu mai vorbește de bunăcire. Noi ne-am luat paste, eu carbonara, doamna și-a luat, ce te-a luat? Contro formaggi. Si, certo. Ce vreau să mai spun e că serviciul este foarte mișto. Deci băieții chiar știu să servească. 485. Bun, una peste alta, restaurantul se numește Hirscher. În Brașov. Da. Ok. Următoarea destinație este una care mie îmi trezește foarte multe amintiri, pentru că am fost acolo în copilărie de multe ori și se numește Coliba Haidicilor din Poiana Brașov. A ieșit un pic soarele, spre deosebire de alte zile. N-am mai văzut soarele, cred că de o săptămână. Așa că ne bucurăm. Și mergem acum la hotel. Hotelul se numește Casa Wagner. Da, ia carotă pe scarpa aia. După sticla de vin. Da, lasă sticla de vin. Ok. Deci, la mansardă, cum ar veni etajul 2. Se vede Hollywood-ul de acolo. Adică de aici. Da. Că la 30 de chile de geamantane, nu știu pentru ce am adus atâtea, dar te iubesc. Cât era cazarea? 300? 600 caz. Și ceva. 150 de euro, două nopți cu mic dejun. Ați auzit. Cam așa arată camera. Mă rog, camerele. Ia uite și șevalet acolo. 3 stele. Nothing fancy, but very clean so far. Very clean. Și partea bună e că e exact în centru, adică în Piața Sfatului. Priveliște frumoase și într-o parte și în alta. Avem și frigi, mini bar chiar. Praful facem. Vrei ce vrei tu, whisky sau Jägermeister? Vrei un whisky? Nu, vin? Nu. Bere? Nimic. Seara e și mai frumos în Piața Sfatului aici în Brașov. Adică dacă v-am arătat imagini drăguțe la prânz, astăzi după ce am tras un pui de somn, dați-mi voie să vă prezint Piața Sfatului mult mai frumoasă decât ați văzut-o azi dimineață. Cam așa arată. E pradul ăla imens acolo pe care să-l
Vedem, o să trecem imediat pe lângă el. Deci cam așa arată piața Sfatului. Lume destul de multă. E drăguț, e drăguț. Nu este foarte frig, nici foarte cald. Ne place. Vezi jos masca pe mine? Nu? Nu? Ți-e rușine cu mine, e? Păi nu. Da, fraților, am ajuns și la coliba haiducilor. N-am reușit să fac rost de rezervare, adică astăzi am sunat pentru rezervare, dar mi-a spus că nu se poate și că va trebui probabil să așteptăm așa un 10-15 minute. În orice caz. Îmi trezește o grămadă de amintiri frumoase. Da? În care, da. Bine, cu părinții, deci nu cu gagici sau cu de-astea. Te-ai zicită când duci pe rezervare. Mâncam ce mâncam? Pui la ceaun cu mămăligă și usturoi. Și mușdei de usturoi. Asta o să mănânc astăzi seara? Exact, asta o să mănânc și seara. Am ajuns ziua cea sfântă, când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos. Să fie de folos! Rămâi gazdă sănătoasă, că ai primit colinda noastră. Sărbători fericite, urmează artiștii de la Opera din Brașov. Mulțumim frumos! Lovely! Nici n-am intrat bine și am scos ca și cavalul din... Păi, ce e? 30 de secunde de cântat. Nici eu cu gaz pe foc nu am atâția bani. Ce bătem, Pălincă? Pălincă? Păi nu știu ce să vede. Adică au început profesioniștii. Ia uite. Uite așa mai sare milionul din portocat. Totul bine și frumos până acum. Doar că am stat o oră și un sfert. La mâncare și după 45 de minute mi-a spus că nu pot să-mi facă pulpa de pui la ceau. În rest, totul ok. Deocamdată, uitați-vă și nu înțeleg ce are doamna acolo. Pastramă mic, târnat, vită pop. Din toate. Wow, da. Bine, am luat până la urmă pastrama de bebe cuț, Dumnezeu să-l ierte. Uite, uite. Și copilul are șniță cu cartofi prăjiți. Și murături, murăturile. Murăturile care este ele. Da. Deci asta a fost coliba haiducilor. Ca atmosferă a fost ok. Chiar a fost mișto. Dar problema a fost cu mâncarea. Cotletul pe care eu mi l-am comandat nu s-a putut mânca. Nota de plată nu a fost chiar mică. Da? Hai, data viitoare mergem... Mâine mergem la șura dacilor să vedem ce e acolo.